Sat în fiecare, nu fiecare, fiecare an de an electoral. Data aceasta vreau să cred și sunt convins. Va fi, a fost de fapt o prezentare a echipei câștigătoare. Care sunt argumentele astea? Bineînțeles, nu sunt aberant să spun pe toată echipa de consilieri să fie de la PSD. De locurile care le avea și în primul rând m-a repetat prima. Care sunt argumentele? Argumentele, în primul rând, candidatul în sine, pregătirea care o are el și dorința lui, cum am spus-o și aici la microfon și mai spun încă o dată, are o dorință de mai bine de a face ceva pentru oraș, de a-și aduce înapoi prietenii din străinătate, să facă un oraș în care să te simți bine, să trăiești cu adevărat, ca într-o casă, ca în familie. Și tot ce se întâmplă pe stradă. El de două luni umblă pe stradă, vorbește cu lumea, o să cred că toată lumea povestește așa, spune una și face alta. Vor fi și de aceea destui, dar eu am toată convingerea că, într-adevăr, din discuțiile cu oamenii, și în program, la care prins foarte, foarte multe lucruri acolo, exact din discuțiile cu oamenii care le-am avut pe stradă și în semnalele care le avem absolut toate. Nu pot să vorbesc nici de sondaj de opinie, n-am făcut nici sondaj, nici, dar din atmosfera care există din discuțiile cu oamenii, din discuțiile cu celelalte partide, unele care au candidat, unele care nu au candidat, mai ales că, mă rog, care au candidate și sunt candidații lor, eu am convingerea asta că va câștiga deputatul. Care e principalul mesaj pe care doriți să transmiteți în campania electorală, care e la debut? Mesajul este acela care am și scris acolo. Mesajul este, cu încredere, putem să construim într-adevăr orașul nostru.